guvernarea comunistă, socialistă, ei spuneau că a fost un conflict. Ei, practic, au trecut la zero veteranii, nici nu spuneau că-s veterani. Suntem așa, participat la un conflict. Dar prin postul Varnița, unde eram noi în față cu dânșii și demn, și-au trecut mașina aceea și am văzut camarazii mei de armii arși. Acesta a fost un episod care ne-au răscolit ura față de tot. Și a doilea moment, când eram în Bender, a dus o studentă care a fost aruncată de la a 5 la 7 etaj, a fost aruncată deoarece că vorbea limba moldovnească, era dintr-un sat. Noi ne-am luptat pentru bucata noastră de pe pământ. Pentru că, ca să vedeți ce emoții am trecut noi când fugeau oamenii și copiii mici erau uciși din spatele. Asta a fost o tragedie a Republicii Moldova. În primăvara anului 1992, peste 120 de bărbați din satul Popeas, Craiunul Ștefan Vodă, s-au ridicat benevol pentru a apăra independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Nu i-a îndemnat nimeni să facă acest lucru și nici citații nu le-au venit de la comisariatul militar. Dar când au văzut că gardiștii și cazacii erau aproape de Căușeni, și-au dat seama că țara are nevoie de ei. Ion Zupco povestește că în acea vreme Moldova risca să-și piardă mult mai multe teritorii, asta pentru că o parte din populația domiciliată, raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, este de etnie rusă. Iar dacă nu se punea rezistență, aceste teritorii riscau să fie foarte ușor acaparate. Când pe timpul ceala ajunsese cazacii în Căușani, pe la micro umblau și făceau dezmățuri. Noi ne indignam foarte mult, dar n-avem cu ce. Trebuie să fim și noi, că ei erau armați. Și până am ajuns la aceea, că la momentul când îi culcau jos pe la Binder, s-au pierdut viața la Dubăsari, la Cocieri, am fost nevoiți să ne ridicăm și noi, că deja partea transnistrean segmentul ăsta, dar mi-i trecuse mai, vă spun că ne ocupase până încoace. Și am fost nevoiți să ne ridicăm, să ne apărăm pământul. Și Ștefan Vodă îi se proruș, Brezoaia, Simeonovca, și treceau Căușene încolo, sunt toți ruși găgăuși și asta le-a fost scopul de a se uni. Și au ocupat atât, riscam să le pierdem și să fie ocupate de cazaci. Ion Batâr făcea parte din trupele cu destinație specială Fulger. Au fost primii mobilizați, spune veteranul de război, care afirmă că au intrat în focul gloanțelor aproape cu mâna goală. Încercau să facă față inamicului care înaintea spre satele Moldovei cu tancuri și blindate. Și a văzut camarazii de luptă arși de vii, iar politicienii de pe atunci nu recunoșteau nimic din ceea ce se întâmpla de fapt pe câmpul de luptă. Războiul pentru mine a început în 91, sfârșitul anului, deoarece primii băieți bravi de la Fulgeri au căzut pe câmpul de luptă, dar cu timpul fiecare guvernare au încercat să mușamalizeze cazul că e 92. Putem să spunem un conflict, pentru că conflictul nu se luptă cu tangurile. Asta a fost un război împotriva un stat fraged, care nu avea armate, nu avea nimica. Dar noi, făcând servicii militare în armata Uniunii Sovietice, Moldova a pierdut războiul, deși a luptat cu mult curaj, practic cu mâinile goale, spun combatanții, care afirmă că în acele timpuri țara noastră a fost singură în fața Imperiului. Послали я штуку. Много ребят погибло ни за что. И мне жалко их. Вот. Племянник вот здесь жил. Напротив меня вот. Он остался без ноги, ранение у него было. Гранатомета прямо в ногу. Вот. Кумнат, дади меня зовет. Тоже ушел. Царство небесное ему. Много ребят, очень много погибло. С нашего села было самое большее. Было 3, 4,
около 500 человек. Молодежи там разные, и врачи, кто был. Я родился в Молдове и пошел до этого, только ради Молдовы. Mihai Vieru din Durleș făcea parte din detașamentul de cercetași ai Republicii Moldova. 27 de băieți au fost implicați în evenimentele de la Tighina, doar 11 au mai rămas vii. Restul au fost străpunși de gloanțe, rămânând pe câmpul de luptă. Cum să vă spun? Osipov Sergiu! Noi din cei care am rămas, 11 în grupa noastră. Vreți Ion! Noi am fost OBR, Adel Bătălui Răzletchi. Atâta și poate am fost implicați la început până la urmă. Dar avem doi copii mici. În prima dată am fost pe platou Coșnița. A doilea platou a fost platou Chițcani. A treilea platou a fost platou Suvorul Sărgăra. Și ultimul în Bender. În Bender erau gardiștii, cazacii, mercenarii de prin pușcăriașii de prin Rusia, care erau încorporați în unica țară care a fost aluptat singur, să vorbim. Până în timpul de față am rămas 11, dintre care toți afectați. Eu prima cantuzie am luat-o la Bendea. Participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova spun că și astăzi suntem într-o realitate paralelă foarte dificilă, iar scenariul unui eventual război nu-l exclude nimeni. Dar de ce am eu ucrainenii să duc și să lupt cu rușii? Tot m-am dus și eu atunci, noi am fost printre primii care s-au luptat cu rușii. Acolo cu mult, pe un maștab mult mai mare ca am fost la noi. Noi suntem o țară mai mică și mai puțin s-au cumpărat. Acolo s-au înțeles iar o dată alea că sneagul alea de pământ și am noi tășim prea ca și pun cap până acum pământ și ala a rușilor. Dar sperăm că Ucraina îi va bate și se va reveni tot la loc. Toată Uniunea Europeană, practic toată lumea o ajută. Pentru că vede care e rău, unii rău și unii bine. Cu cine ne luptăm? Noi ne luptăm avea cu rău. Cel mai mare rău asta este Rusia. Adică nu populația rusă, dar acei care îi conduc. Acei care sunt. Da, da. Și noi n-am avut așa o ocazie ca să fim ajutați cum sunt ei ajutați cu armament. Noi eram câte un automat, ne aduce dintr-o unitate de acolo, cu pumnul ne aduce patroane și nici nu avem unele pune, le punem prin buzunare patroanele, înțelegi? Noi n-am fost așa dotați cum îți dotați Ucraine. Dacă aș fost măcar dotați, cel puțin cu necesarul, cu automete, granatomete, pulemete și așa și mai departe. Credem că lucrul ăsta noi ar rezolva cu mult. Istoria se repetă, doar că de această dată tunurile trag în țara vecină. Pentru că știu cel mai bine ce înseamnă să-ți pierzi apropiații pe câmpul de luptă, ei se roagă pentru pace. Totuși, în caz de nevoie, mai spun că ar fi gata să iasă din nou cu arma în mână ca să apere acest pământ. Noi și acum pierdem din teritorii, chiar aceleași, dacă eu țin minte că satele care erau în preajmă, erau încă sub jurisdicție, așa spusă, a Moldovei. Chițcaniu era așa, nu știu cum, în aer. Apoi au ajuns granițele lângă Copanga, apoi lângă Cremenciuc, în mijlocul satului. Și datorită veteranului au fost alungați în timpul nostru, parcă pașnic, au fost înlăturați până în satul Copanga. Așa că noi suntem foarte alături aici de primejdea asta care nu de Doamne să arunce de la Ucraina spre noi. Iată că toate satele din Valea Nestrului de jos, din zona asta, s-au ridicat în apărarea independenței, cum am spus mai înainte. O independență adoptată în 91 și apărată în 92. Deci, bineînțeles că războiul, orice război are victime. Iar cei care au căzut la datorie în apărarea acestui stat
merită măcar un monument. Vă reamintim că Republica Moldova și-a avut războiul de independență în primăvara anului 1992, când a fost atacată mișelește de regimul separatist din Transnistria, ajutată și asistată prin intervenție directă de armata 14-a rusă, ale cărei rămășițe încă mai sunt dislocate ilegal și astăzi în stânga Nistrului.